Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu a semnat la sfârșitul săptămânii trecute la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației contractul pentru finanțarea în cadrul Programului Național Angel Salini, obiectivului reabilitare-modernizare DJ-606A pe tronsonul Dumbrava-Plopi, în lungime de aproape 13 km. Astăzi am convocat o ședință extraordinară, pentru că în weekend a avut loc un eveniment foarte important pentru comuna noastră și anume a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin care se va asfalta 13 km de drum județean, porțiunea cuprinsă între Plopi și Albulești. Pentru aceasta, în numele meu, al colegilor, al consilierilor locali, vă mulțumim din suflet și vă mulțumim pentru absolut tot ce ați făcut pentru comuna noastră, pentru că ne-a susținut în toate demersurile și în toate proiectele pe care le-am implementat în ultima perioadă. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Alatin Georgescu, a acordat mereu o atenție deosebită tuturor obiectivelor de investiții din județul nostru. În ultimii ani au fost atrase 10 de fonduri prin intermediul cărora fața județului nostru a fost schimbată în totalitate. De această dată vorbim despre contractul pentru finanțare în cadrul Programului Național Angel Salini, obiectivului reabilitare-modernizare, drumul județean 606A, pe tronsonul Dumbrava, sfârșit sector modernizat, Plopi, în lungime de aproximativ 13 km. Am promis cu mai mulți ani în urmă locuitorilor din comuna Dumbrava că vom face toate eforturile să obținem finanțare pentru a asfalta drumul județean din comuna dumneavoastră. Și ați văzut că un prim pas l-am făcut în sensul că am asfaltat cei 4,3 km din satul Albulești, o investiție de peste 5 milioane de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean la vremea respectivă, lucrare care s-a realizat în perioada 2019-2020. Iată a venit momentul mult așteptat și de către mine și de către primarul dumneavoastră și cred că de toți cei care sunteți prezenți în această sală, și anume momentul în care să putem vorbi de un contract de finanțare semnat, deci contract care asigură finanțarea pentru realizarea unei investiții foarte importante pentru comuna dumneavoastră și anume pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ-606 de la Plopi și până la intrare în Albulești. Este vorba de o lungime de 13 km de drum județean. Va fi un drum județean nou, modern, mai lat decât este cel de acum. Va avea 6 metri lățime asfaltul. Se vor realiza racordurile cu toate drumurile laterale, fie că sunt drumuri comunale, fie că sunt drumuri de tarla. Evident, se vor înlocui și se vor realiza podețe. Valoarea totală a contractului este de 36.600.000 de lei. Pentru a reduce timpii de implementare, Consiliul Județean Mehedinți a demarat licitația pentru proiectare și execuție la începutul anului, iar în această perioadă se evaluează ofertele. Principalii beneficiari ai acestei investiții sunt locuitorii comunei Dumbrava. Consiliul, cred că e cazul să vă mulțumim. Nu să v-ați implicat și personal și Consiliul Județean, pentru că sunteți conducători acestei instituții. Cetățenii trebuie să realizeze că sunt lucruri care se văd și care aduc mai bine comunității. Pe lângă reabilitarea drumului, se vor realiza dispozitive de scurgere a apelor pe toată lungimea proiectului, podețe transversale, legături cu drumurile laterale, accese la proprietăți, dar și lucrări privind siguranța circulației.